mai suntem acolo. Da. A scos telefonul. Dacă e în mașină. Ha? Aici e și portofelul? Probabil, nu știu. Da. Da. Eu ce să-i fac? I-am trimis-o să uite pe drum, poate a căzut acolo când a coborât de mașină. Da. Dacă nu e mașină, dă-l dreacu, dacă nu. Și da, mă, dar e o jumătate de oră de când ai dus-o. Mai dacă a căzut în drum, l-a luat dreacu altul. E da, dar are toate cardurile, are. Bagă-te dracu în geantă, că alături nu mai poate de... N-ai văzut, o măi, poate că e da. Nu știi de formă, ai văzut, nu mai știe de chei. Da. Eu ți-am zis cu ea, bă, e, mă, de cum a dat el cu altul și aia, bagă-ți pula în ea, că aia acolo, bă, îți dă, nu? Nu mai ai treabă. Care ține minte, care aia. Bine că ea numără în țânțare. Numără în fiecare zi paletea și nu știe niciodată câți are. Câți are. Ea numărat iar altă zi după de acolo. Și că ai țânțarul. Da. Ai prins? Cred. Ea nu, nu știe, dar nu trebuie. Ea le, le scrie când pe o pagină, când pe alta, când la agenda. Ea nu mai știe unde a trecut. Trebuie ceva tânăr care la mea. Eu le știu dreacu și cât îi fac, dar de multe ori las ca ea, că pe urmă dacă nu e așa și ala, poate zice că i-am luat noi, că am făcut. Ce dreacu face? Da, da. Uite pe durdulia ta, domnule, dacă l-au auzit în seara asta. Petrecere? No, e mult. Da, să ducă și domnul are 150 de kg. Îi dă de iese uite, ca la veverițe. Nu, mă? Pe ce pula? Dacă nu te fac blană de alea, ca veverițe, cu cincina de alea. Zic până la ziua. Cât i-a lăsat pe măsura aia? Nu știu. Ce e? Ce, stăm mai mult la cer și decât să-mi vin de mâine. A, pava. Nu mai încălca niciun măsar acolo. Oh.